Eu só não faço isso, então você não vai se beneficiar no episódio. Acho que não vou ficar de ter nomeado aí pro Estela, episódio 1 do Pokémon City. Não quero que tu estude com uma época de tu buscar numa dieta mamãe de dieta harmonia 2. Tive uma cobia se. Avut o problemă cu mouse-ul, dar am rezolvat-o. Pentru că până 20 nu prea merge atât de bine GTA România 2. Ce să începem? Prima oară să dau setările off. Și o să vorbim puțin pentru că, da? Cum am spus, nu mai filmez cu Bandicam pentru că nu pot filma GTA România 2 cu Bandicam. Habar n-am de ce. Și mai mult și mai recomandat să folosesc OBS, așa că am decis să iau OBS. Da? Asta practic în GTA Vice City cu mapa din GTA 3 și modat. Ca să fie mapa mai mică, de ales mapa asta. Pentru că GTA 3 nu este atât de colorat și strălucit. Bun. Și în jocul ăsta am făcut o misiune, dar mai era o misiune, dar nu o poți face. Așa că nu poți face misiuni mari lucruri în jocul ăsta. Vă sigur misiunii care m-o dată. Și mergem cu Dacia pentru că suntem niște patroci adevărați. În acest episod o să ne prostim cum e și titlul. Nu știu, era în trend chestia asta în România să joci jocul ăsta. Dar acum nu cred că mai e. În 2010 s-a lansat modul, mă rog. Și l-a făcut Remus, cred că mă știu. Și da. Sunt afișii românești, reclame și mașini românești, cele mai importante chestii, practic. Bun. Și da. Dacă mă aveți episoade de acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu făceam videoclipuri fără voce în trecut când am avut microfon. Și făceam numai cu GTA Mamaia și cu GTA România. Și asta l-am cunoscut și pe un băiat care joacă numai GTA. Modate. Mai vechi. Mă rog, acum e cu Fortnite-ul, dar na, era cu... era înainte, era cu... jocurile astea. Era vremuri acum, na. Dacă vezi, putem să... revizităm în GTA Mamaia. Mă rog, nu lucrări la Mamaia. Adică la... în stațiunea Mamaia, mă rog. Au dat table din care. Farmacia e nimicată în aia ce-i sus. Hai să facem puțină acțiune. Te avem și acá. Și da. Dacă hai să facem și cu jocul ăsta, ne dați de like. Nu prea merge atât de bine pe N20 pentru că are probleme. E un joc mai vechi. Ai probleme cu mouse-ul și probleme cu cum să vezi jocul. Bineînțeles că aceste probleme se rezolvă ușor, dar mă rog, cu un program care, na, normal n-ai putea rula jocul ăsta pe N20, tu o să schimbi tu ceva ca să creadă ca N20 Vista, ca fi nu poți juca. Afe vă dă eroare, habar n-am de ce, dar na, contează că merge. O, i-am dat hit sau cu miriganul. Hai să luăm mașina de poate echip favorita mea. Și puteam să iau poți și copii, frate, cu muzicile astea care bagă ăștia. Maneli, chestii. Mă, mașina de poate n-are radio. Ca să n-ascute poliția Maneli. Și vezi și voi cum arată bine realizat jocul. Și românii niciodată n-au, niciun român n-a jucat GTA 3 normal. Bine, eu am jucat, dar... mai degrabă, mai șmechea să joci într-un fel cu un mod mai captivant, să spunem așa. Na. Adică să joci jocul normal. Și cred că o să mă apuc să filmez cu OBS-ul, că e mult mai bine, poți să filmezi cât vrei tu, nu să n-apare nicio problemă, n-ai nicio problemă. Dar repede, acum ăsta e un joc mai vechi, dar dacă aș filma Black Ops seria normală, nu știu cum mi s-ar misca. Și nu vreau și nu-mi dau seama. O să ai două monitoare ceva ca să dai seama dacă mai filmează și tot în regulă. Aia e. Hai să ne uităm.
Da, peste tot în regulă. Am verificat filmarea dacă se filmează. Să oprești ca să stici. Wow. Ce fac boate?